Bună, eu sunt Denisa și el este Benny. Bună, mă sumă Benny, hai voi la doamna Denisa. De mult. Foarte de mult. Foarte de mult. Trăia un om pe nume Iona. Într-o zi, Dumnezeu a zis de el. L-a trimis într-un oraș mare. Trădele sunt de orașul mare. Ninive. Care era plin cu oameni răi. Chesaz, manușa, bengale. Dumnezeu i-a spus lui Iona. O del pendele Ionască. Ca să le spună oamenilor. De pendele manușingă. Să nu mai fie răi. Te nu mai vin bengale. Să nu mai păcătuiască. Te nu mai păcătuiască, n-ai trimis, te nu mai vin bengale. Dar Iona nu a ascultat. Iona n-a ascultat, da. Și a fugit departe cu o barcă. Ai ghilat barcasa dur, foarte dur. Noaptea a venit o furtună mare. Aceasta vleg barob și Iona. O Iona. A știut că este vocea lui Dumnezeu. O Iona, în greacă să se voce ca toate. Le-a spus oamenilor din barcă. Să-l arunce pe el în mare. Deci udele sunt în dopai barul foarte mare. În pește mare a venit și l-a înghițit pe Iona. Barul masovile a înghițit de Iona. Iona a stat în burta peștelui 3 zile și 3 nopți. Iona a zis că l-a păscat amașo, prinde se trinrache. Iona a vorbit cu Dumnezeu. O Iona dile dumale de ulesa. Și a știut că acum trebuie să meargă cu adevărat în orașul acela mare. Hai, o zanglea că trebuie deja la îndodă orașul baro. Ca să le spună oamenilor. Că te penele manșengă. Să nu mai păcătuiască. Să nu mai păcătuiască. Ca să nu distrugă Dumnezeu orașul. Să nu apară de lui Dumnezeu. Oamenii au ascultat de ceea ce a spus Iona. Hale, mamă, și-a ascultat de tot de s-o pendea Iona. Și a început să creadă în Dumnezeu. A început de te crede în Andodel. Să fie bun. Te vin la șe. Uneori, nici noi nu vrem să-i ajutăm pe prietenii noștri. Nici mă dacă mă te ajut, nu o să mă vă prietenii. Însă Dumnezeu ne spune. O să te pune la mângă. Să fim buni cu oamenii. Te-au adlașele, le manușința. Chiar dacă ei sunt buni sau răi. Chiar dacă le lașe sau pâniale. Mulțumim că ați ascultat povestea noastră. Mulțumim la altă mângă că ascultim de mă poveste. Ciao! 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 Unu, doi. Bună! Mesame. L-a trimis într-un oraș mare. Andic oraș, baro, foarte baro. Sare două vârstă baro. Acum. Și noi, doamna, tot aici stăm. Astăzi mi dai un cadou mai fain. Ben, cum facem aici piață? Așa că e greu să fii vedetă. Eu nu sunt vedeta. Da, ieși, uite, te filmează. Ca și la vizitările. Ca și la vizita. De ce? Un pește mare a venit și l-a înghițit pe Iona. L-a înghițit pe Iona, așa. Acum trebuie să spunem țigănește pe Iona, da? Încă o dată, Beni. Încă o dată. Stai, nu, Beni, ultima. Stai că tu vreau din brațe.